Hei, hei, hei! O să reacționez la câteva trailere la prima vedere. Primul este Last Airbender de pe Netflix, care va fi pe Netflix. Avatar de Last Airbender, da? Și o să mai fie după aia Shogun, Roadhouse, ăla cu Jake Gyllenhaal și Ewan McGregor, celălalt McGregor din MMA, și The Ones Who Live, Walking Dead cu Rick Grimes. Deci, hai să vedem Last Airbender deocamdată. Foarte mișto animația. The Fire Nation is embarked on a dark path. A fost. And the world might never recover. Nice. The world needs the Avatar. The Avatar. Oh, it needs you, Aang. Bă, arată bine. Bă, arată bine. Our nation has destroyed everything in their path. Oh! If the world is gonna have any chance, it's gonna need Aang. Ah, oh, băgat tot! Right. There goes the savior of the world. Okay. Oh, shut that up. I've chased down every hint of the Avatar. It's my destiny. Okay. I'm not someone who can stop the Fire Nation. Okay. I don't want the responsibility. You don't have to do this alone. You have me, Tara, and a flying ball of fur. What more do you need? Oh, we got tot. The world needs you. Remember what it is we're really fighting for. The ones we love. I'm the Avatar, and I'm gonna save the world with my friends. Bă, not bad. Chuck, 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 chuck. 22 februarie. Ha! Și destul de aproape. Bă, not bad. Not bad. Chiar nu arată rău deloc. Ăsta în rolul lui Aang, e ok. E ok. E prea serios față de el în animație, de cum era desenat. În tot trailerul a fost... are o față mai dură, mai serioasă, dacă are sens ce zic, decât era Aang desenat. Asta înseamnă că o să, fie mișto în momentele când era Aang serios. O să fie foarte mișto. Și nu-mi displace ideea să fie mai serios. Chiar aș vrea să fie mai serios. Că unele elemente din animație merg să fie goofy, silly. Uite, aici e ok. Da, ba da, e potrivit, dacă e așa. Și unele nu merg în live action. Adică niște chestii care merg în animații nu merg în live action. Tocmai pentru că pare foarte... pare că te scoate din atmosferă. Știi, unele chestii pare că te scot din atmosferă. Dacă sunt motamo ca în animații în general, ca în desene în general, unele chestii nu merg normal. Sunt prea ridicole pentru live action, oricât de ai vrea să fii loial, oricât de loial ai vrea să fii către animația inițială. Și asta arată diferit. Înțeleg că na, toți sunt asiatici și foarte bine că trebuiau să fie, dar ăsta e ok ales. Putea să fie un actor care să arate un pic mai dur, dar să vedem cum o să joace. Ăsta nu mi se pare cel mai potrivit. Ăsta e ok. Și mi s-a părut că au jucat binișor toți, în puțin nu din trailer cât au jucat. Mi s-a părut că au jucat binișor. Mult mai bine decât ăia din filmul lui M. Night Shyamalan, asta e clar. Și poate chiar și... Bine, tot.
totul n-are cum să, n-ai cum să te duci mai jos decât filmul lui Shyamalan din 2010 sau cât a fost. Ok, n-ai cum. Dar până și efectele par bune. Până și efectele par mișto. Sau chiar mai mișto. Ok, decât alea din 2010, dar totuși ăla a fost un film cu buget mare. Bine, nu că Netflix n-ar putea. Da, părerile voastre despre asta, not bad. Chiar aștept să văd. Mi-a plăcut destul de mult Avatar. Cred că am recenzia la animații. Hai să vedem și Shogun. Cu Hiroyuki Sanada. Our bows are made of rituals. Mm-hmm. Death is in our air. Mom. And sea and earth. Death is in our air. Just remember. We live and we die. We control nothing beyond that. Ah, e tipa din Monarch. Tipa care arată bine. There's a saying out here. Every man has three hearts. One in his mouth. Every man has three hearts. Three hearts. One in his mouth for the world to know. Another in his chest, just for his friends. And one in his dick. And the secret heart, buried deep, where no one can find it. In his dick. What kind of man wields power in a land like this? The one with the open, or the one you never see? When I die here, likely. E un fel de last samurai. Magiva, un moment, ca nu mi-o rindiu bagarica. Oh, nice. War is coming. Parcă avea un ghemotoc de păr pe care vreau încerca să-l scoată. N-a fost foarte amenințător. Life and death are the same. Both can have value and purpose. This is not where we die. We should be corpses, I know. But here we are. My life is mine and yours is yours. If you can't see that, you'll never be free of this prison. It is you who is imprisoned. Freedom is all you ever live for. Onore no tsutome wa hatasu kakumo wa dekite oru ka? Kakumo wa dekite orimasu. Nanda yo? Okay. Ok, încă ceva care arată bine. Voiam ceva gen Last Samurai. Dacă și The Last Samurai o fi tot după aceeași carte, atunci foarte bine. Chiar aveam chef de ceva gen Last Samurai. Ok, foarte bine, foarte bine. Arată bine, arată bine. Ah, mai avem chestii. Ah, uite, da, este bazat pe o carte. Ok. E, mai avem niște imagini, n-aș vrea să văd chiar toate imaginile. Bun. Ok. Ok, încă ceva la care foarte probabil o să mă uit. Arată bine. Hai să vedem întâi... Ce să vedem întâi? Hai să vedem ăsta de Walking Dead. Care e faza cu el? Ups. Am dat la final. Mai mare sau chestii de-astea. Dar arată destul de bine. Bine, efectele nu sunt grozave, pentru că erau mai bine pe la începutul serialului. Foarte mișto machiajele și efectele astea de zombie pe la început. Poate o să fie și aici, dar mi s-a părut că n-au arătat grozav. Mi-a plăcut că n-au arătat în trailer măcar că momentul în care se întâlnesc ăștia, presupun că o să se întâlnească din nou. Sper să fie ceva emoționant și făcut un pic mai, știi, pus accentul pe momentul ăla, făcut ceva mișto, emoționant. Nu prea mai am cine știe ce interes, nu m-am mai uitat la serialele cu Daryl, cu Negan, nu m-am mai uitat la serialele alea. Mi-a pierdut orice interes după ce s-a terminat seria principală, care s-a dus dracu destul de mult. Și nu mai avem niciun interes, dar ăsta pentru că e Rick, ok,
Ok, poate o să mă uit la asta pentru rec. Să vedem ce, na, cum va fi. Cum va fi. Da. Asta pe ultimul loc. Poate o să mă uit. La asta e un poate o să mă uit. Probabil singurul la care m-aș uita din seria asta de spin-off-uri Walking Dead. La fel, părerile voastre despre asta și despre Shogun. Și la care din astea, la final, la care v-ați uita în ordine, pe primul loc, pe al doilea, pe al treilea și pe al patrulea. Hai să vedem și Roadhouse. Așa se cheamă filmul cu Jake Gyllenhaal. Dacă nu știți, am pregătit aici ceva. Keep the change! Roadhouse. Mamă, ce-mi place când îl bate, o bate pe asta. Că asta tot timpul îi ridica mingea lui ăsta de fiecare dată și mă atât de rău mă enerva. Și a fost atât de satisfăcător când a venit. Ok, that is the last time you are gonna prep. You hear me? Yes! Do you hear me? A fost atât de satisfăcător. You are gonna hold down the football and touch. Genial. Genial. Roadhouse. Yay! And you know what else? I did some checking around. You're not a licensed therapist. Roadhouse. Așa, hai să vedem film. Trailer. Before we start, do you have insurance? What? Your coverage good? Like, you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it, like, too far? About, like, 25 minutes, I'd say. I just slapped you. Are you all right? What? Whoa. So you like to fight? Nice. You ever win? No one ever wins a fight. What? A ajuns în... O fi altă scenă, dar mai târziu sau mai devreme, dar cum a pierdut ăsta lupta la cum a fost construită scena de mai devreme? Cum a pierdut el? Că n-a vrut să îi bage pe aia în spital, să înțelegem? Ok, sper. Mișto. Îmi place cum a început. Foarte mișto. Ok, mai pierde la început și chestii, ok, s-au pierdut. A friend of mine suggested I come talk to you. I own a roadhouse out in the Florida. Roadhouse. Lately it's been attracting the wrong clientele. I can pay you good money. Ooh. Judging by your car, you need this. Well, I like my car. Think about it. Oh, Doug Liman. Oh, bun. The Bourne identity and stuff. Whoa. Elwood Dalton, big fan, man. That guy's got a knife under his shirt. You just take a big step back and pop me in the face. You can do it. Tell me about this bouncer. He acts all nice, like he's Mr. Rogers or something, but then he'll haul off. Really interesting guy, overall. Stella din Narcos. Bran wants to take the roadhouse away from me. Mama, ce mare s-a făcut. He wants to build some resort. Îmi place tipul ăsta. Ah, asta e aia din Suicide Squad-ul nou. Și ăla e tipul din asta lui Snyder cu zombie. Dave the Dead, cum trebuie s-a chemat, neamțul. Hey, fellas! Looks like you're having a smashing night! Dalton! I got a tip for you. Don't let no one get this close. Whoa. Let me guess. Da, nu știu dacă ăsta e bun să aibă atâtea replici de în care să joace. Că nu știu dacă joacă totuși. Că na, nu e actor, dar hai să vedem. Da, nu. Don't let no one get this close. Whoa. What's for put me story? Let me guess. You're gonna threaten me? Tell me to get out of town. I get the impression that you can't be threatened. Once Knox is on the job, it's over, baby. Ah, am crezut că McGregor se joacă pe el și că o să fie la modul. Ăsta e un personaj fictiv, normal, Gyllenhaal, și
E un luptător ăsta de MMA care e foarte bun, foarte talentat, foarte nu știu ce, dar în, na, cu luptători, a mai fost 1000 de ori, clișeică chestia poate, dar așa am crezut că, știi, o să fie gen la început, el e super talentat, la, dar n-are antrenamentul necesar pentru ăștia profesioniști, nu știu ce, și cum urcă el în, știi, evoluează, urcă experiență, nu știu ce, urcă, mă refer în, na, rang, în, așa, na, să lupte din ce în ce mai, cu ăștia din ce în ce mai șmecheri, luptători, nu știu ce. Și, na, asta am întâlnit că e povestea, dar aparent nu e, aparent e pur și simplu un film de acțiune și nu prea are legătură cu el să ajungă mare luptător sau ceva, e pur și simplu un tip care știe să bată bine și după aia vine un alt tip jucat de Conor McGregor care îi amenință Roadhouse-ul aia. It takes a lot to get me angry, but when I am... I just can't let go. Oh. People seem a little aggressive around here. Huh. Nice. Roadhouse. Is that one a friend of yours? No, I just broke his arm. Doug Liman... N-a făcut ăla cu Tom Cruise și Emily Blunt, Doamne, nu pot să cred că i-am uitat numele acum, Live, Die, Repeat, dar nu e Live, Die, Repeat, așa începea lumea să-l știe, dar fuck me, mă rog, când se repetă ziua cu atacul extraterestru, foarte mișto, și The Bourne Identity și nu știu ce, și a făcut porcăria aia cu Tom Holland când... gândurile, na, ce gândeai se materializa așa ca o hologramă, whatever, nu știu ce, și cu Daisy Ridley din Star Wars, Rey din Star Wars. A regizat porcăria aia, acum, na, că e vina, că nu-i vina lui, cred că n-a fost scris de el, cred că doar a regizat și... Ok, ăla a fost chiar un semn, ăla e un semn foarte mare de întrebare, dacă și ăsta e prost până la urmă, da, nu mai am încredere în Doug Liman, dar deocamdată sună și ar putea să fie foarte, foarte șmecher, mai ales la ce scene de bătaie am văzut că avem pe aici, alea micile scene și pare că e și build-up-ul bun, pare și că e regizat și editat mișto, știi, să fie... satisfăcător, distractiv, știi, tensiunea aia sau știi, momentul în care se, cum zice ăsta, știi, trebuie mult să mă enervez sau nu mă enervez ușor, am multă răbdare, nu știu, mă enervez greu, dar și când mă enervez, știi, și muzica și editarea și regia și coreografia, sper să fie foarte mișto din punctul ăsta de vedere. Și da, s-ar putea să fie o gură de aer proaspăt la modul că nu am văzut să fie vreo, na, cum e tipa aia din Suicide Squad, să fie aia de fapt, să-i bată pe amândoi în același timp, pentru că doar pentru că e femeie, nu contează antrenamentul sau ceva. Ba chiar am văzut un clip de curând cu o femeie luptătoare de MMA profesionistă, s-a bătut cu un bărbat la fel, profesionist, nu știu ce. Și într-adevăr, ea a dominat lupta respectivă din punct de vedere strategic, da, mișcările, nu știu ce, da? L-a dominat pe tipul respectiv, da? Doar că ăla, oricâte lovituri în cap, în față, în, nu știu ce, își lua, lovituri directe, lovituri la corp, la nu știu ce, nu avea forță îndeajuns femeia respectivă pentru a-l doborâ, pentru a-l învinge. Adică au fost nu știu câte runde în care a cam dominat femeia și foarte bine. Nu zic că nu există femei care să știe să se bată mai bine decât mulți bărbați și să fie și chiar și mai puternice. Dar când ai o femeie și un bărbat, amândoi profesioniști, amândoi lucrați, antrenați, da, și fizic și toate cele, și psihic, nu știu ce, deși, uite, în cazul ăsta, l-a bătut tehnic vorbind, da, a pierdut lupta pentru că nu a mai rezistat. După nu știu câte runde, a obosit,
a pur și simplu, oricât pumni în capul și lua bărbatul, nu prea simțea mare lucru, nu se întâmpla nimic, până a obosit atât de rău că a câștigat nu mai știu cum, prin knockout sau ceva, mă rog, sau a prins-o și a pus-o la pământ, a prins-o în chestia aia și a trebuit să renunțe, pentru că pur și simplu overpowered, da, a avut putere mai mare, rezistență mai mare fizic, știi, a depășit-o fizic, da. Se pare că n-avem chestii de astea aici. Foarte bine. Sper să fie realist. Asta e ideea, știi? Să avem niște chestii realiste și nu porcării băgate forțat aiurea doar așa că modernizare, egalitate. Ceea ce toată lumea vrea, egalitate. Dar nu așa, știi? Și mă bucur că n-am văzut aici chestia asta. N-am prea văzut în astea. Să sperăm că nu o să fie prea mult în ele, în toate filmele de până acum. Să vedem. Sper că nu. În astea cel puțin. Deci care e preferatul vostru? Și ar putea să vă abonați pe acest canal. Ce vreți să urmeze la reacție? Ce vreți să urmeze pe acest canal? Vizionare foarte, foarte plăcută. Pupa, da pa, da pa, da pa.